Handbaliștii de la CS Politehnica Iași, pregătiți de către antrenorul Florin Spiridon, se vor confrunta sâmbătă de la ora 16 în deplasare cu CSM Focșani Divizia A într-un meci din cadrul etapei a doua a seriei A a play-off-ului Tineret din Divizia A. Ei vor efectua deplasarea în ziua jocului și vor reveni acasă imediat după meci. În prima etapă, albalbaștrii au învins la sfârșitul săptămânii trecute un alt satelit al unei grupări din Liga Națională, CSM Bacău Divizia A, iar miercuri au avansat în turul întâi al Cupei României după accesul obținut în compania Universității Craiova, ajungând la șapte meciuri consecutive fără înfrângere, ultimele patru fiind încheiate cu victorii. Ne propunem să câștigăm și partida de la Focșani. Rămâne de văzut dacă vom și putea. Băieții au prins gustul victoriei. Sper să trecem cu bine și de al optulea val. Dacă vor să mănânce sfințișori, trebuie să învețe și cifra 8, a declarat Florin Spiridon înainte de plecarea către Focșani. Din păcate, Alexandru Ciobanu s-a accidentat la mâna dreaptă în disputa cu Universitatea Craiova. Joi, nu s-a pregătit iar prezența sa pe teren la Focșani este încă incertă